cum investim 5.000 de euro, 500 de euro pe lună sau orice sumă de bani în indicele BET fără să investim într-un ETF aferent indicelui BET. Cum cumpărăm acțiuni individuale și distribuim acest capital? Ce strategii avem în spate? În acest episod o să discutăm despre aceste informații și vreau să navigăm împreună prin strategii și să vedem dacă este o poziție strategică în 2023 să investim în indicele BET sau dacă merită să facem niște modificări în indici. Să începem analiza. Deci, în primul rând, indicele bursier BET. Ce este acest indice? În fiecare piață bursieră există un indice bursier care reflectă evoluția pieței. Adică este un coș, dar gândește la un coș fizic. În coșul respectiv sunt mai multe elemente. În cazul acesta, acțiuni sau companii componentele numesc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care vrei să vezi cum a evoluat piața bursieră din România sau piața de capital din România, unde te uiți? Te poți uita la cele mai mari companii, dar oare e reprezentativ, nu e reprezentativ, că poate sectorul medical crește foarte mult și sectorul financiar scade într-o perioadă și nu poți să te uiți doar la o companie și să spui cum crește piața. Și atunci te uiți la o gamă mai largă, diversificată de companii. Să vezi cum se comportă piața de capital din România. Și atunci te uiți pe graficul indicelui bursier BET care reflectă 20 de companii. În acest moment are companii componente și sunt diverse ponderi alocate pe fiecare companie, să reflecte poate importanța sau reprezentativitatea bursieră și atunci tu când te uiți la acest indice cum evoluează, atunci înțelegi cum evoluează piața. Dacă ne uităm astăzi în timp real la indicele BET și ce conține acest indice pentru că aceste pondere se pot schimba și se schimbă de la o zi de tranzacționare la alta. De ce? Pentru că se schimbă valoarea de piață a companiilor într-un mod divers și atunci nu poate să rămână aceeași pondere. Dar dacă ne uităm în acest moment, vedem fondul proprietatea are o pondere în indicele BET de 20,39%. Fondul proprietatea e un fond de investiții listat la bursă, care deține 20% în hidroelectrica. Active care reprezintă cam 80% din tot fondul. Deci, dacă investești în fondul proprietatea, 80% reprezintă active în hidroelectrica. Și atunci putem să spunem că fondul proprietatea este în principal hidroelectrica. Urmează să fie listată hidroelectrica sau pachetul fondului proprietatea. Va fi listarea anului, cel mai probabil prin trimestru 2 anul acesta, da? prin, prin vară, în 2023. Vedem că avem Banca Transilvania cu o pondere de 18,41% în indicele B, după care avem OMV Petrom cu o pondere de 17,62%. spune imediat ce sunt aceste ponderi și cum să investim pe baza acestor ponderi sau nu. Vorbim imediat. După care avem RomGaz 9,28%, BRD 7,39%, avem Nucleare Electrica 5,18%, MedLife 3,65% și vedem aici TransGaz 3,45% Digi 2,63% Ei bine, aceste 9 companii, dacă ne uităm la ele, reprezintă aproape 80% din indicele BET. Poți să te duci până jos de tot să vezi ce companii sunt, dar acestea reprezintă cam 80% din indice și atunci o să le luăm pe acestea în calcul. Dacă ne uităm la indicele BET, cum putem să facem o replicare în acesta, să spunem dacă avem 5.000 de euro investiție inițială, bani strânși de noi și vrem să investim în indicele BET sau, hai să spunem, în primele 9 companii din indicele BED fără să investim direct în indice sau în ETF-ul aferent și bineînțeles că în spatele oricărei investiții este și o strategie de DCA, acel Dollar Cost Averaging, consolidare de portofoliu graduală și persistentă. La fiecare lună retragi 500 de euro sau 20% recomand din venitul pe care îl înregistrezi, măcar atât, și să-l investești în bursă și în alte clase de active, conform tezei tale de investiții. Dar revenim la indicele BET. Ce avem aici? Deci avem 9 companii, fondul proprietar Banca Transilvania, OMV Petrom, RomGaz, avem BRD, avem Nuclear Electrica, Medlife, Transgaz și Digi Communications, da? Noua companie reprezintă 90% din tot indicele, da? 80 și ceva la sută, dacă calculezi, spre 90%. Și pentru că nu ai cum să cumperi indicele direct, poți să cumperi un ETF la bet, dar discutăm și despre asta imediat. Cum investești acești 5.000 de euro, începem cu ei, în aceste companii, bazat pe aceste ponderi? Păi, începem cu fondul Proprietatea. 39% din 5.000 de euro, adică 1.019 euro se pot duce în fondul proprietatea. Cumperi acțiuni individuale. După, în Banca Transilvania, 18,41% se duc din 5.000 de euro, adică 920,5 euro. După care, 881 euro în OMV Petrom, 464 euro în RomGaz, 370 de euro în BRD, 259 de euro în Nuclear Electrica, 182 de euro în Medlife, 172 de euro în Transgaz și și 132 de euro în Digi Communications pentru că au ponderi mult mai mici dacă te uiți. Vezi, scad ponderile. În principal top 5 avem fondul proprietatea Banca Transilvania, OMV Petrom, RomGaz și BRD. Raportele trimestriale la aceste companii vor fi la sfârșitul lunii februarie și le acoperim pe toate împreună pe acest canal, deci rămâi pentru analize. Așa că te poți abona dacă nu ești un membru Fox deja. Avem foarte multe proiecte la care se lucrează doar pentru tine gratis. Poți să lași un comentariu mai jos și să transmiți impresia ta despre canal sau despre acest videoclip în general. Ok, deci trecem la următoarele strategii. După ce ai investit acești 5000 de euro în primele 9 companii, adică în aproape 90% din indicele BET, pentru că poți să investești și în celelalte, dar sunt foarte puțin bani în opinia mea și sunt din ce în ce mai multe comisioane, așa că în primele 9 deja ai expunere în principal la tot indicele. După 500 de euro lunar, dacă investești. Același lucru, dacă tai de aici, să spunem, o zecimală, poți să te uiți să vezi cât investești în fiecare lunar, cum ar fi 100 1 euro, 92 de euro, 88 de euro și așa mai departe. Da? Trebuie să împarți la 10. Acum, pare destul de ușor, dar nu este. De ce? Pentru că o să vezi că o să fluctueze valoarea în piață la aceste companii, ponderile o să se dea puțin peste cap, ceea ce nu e o problemă. Poți să-ți faci o teză de investiții și să faci anumite rebalansări, dar ai mare grijă cu rebalansările. De ce? Pentru că la un moment dat ele o să fluctueze diferit. O să vezi poate fondul proprietatea o creștere 15%, da? Și o să vezi MetLife o scădere de 5%. Nu zic că se întâmplă Asta. Dar zic așa. Ce faci? Vinzi fondul proprietatea și Medlife? Nu neapărat. Poate fondul proprietatea continuă să crească cu 20%, cu 30% și atunci pierzi oportunitatea. Deci nu rebalansa excesiv. Sunt și comisioane și pe lângă comisioane îți dai peste cap ponderile. Așa că trebuie neapărat să investești în indicele BET și să ai o replică 100%, 1 la 1 cu aceste ponderi. Nu. Poate că nu înțelegi anumite companii, poate nu înțelegi TransGaz. O companie complicată, deținută de stat, poate RomGazul, gazul consider că prețul la energie nu se mai crească atât de mult pe perioada următoare sau poate că tu consider că MedLife a atins un vârf și nu o să mai crească. Spun așa, la nivel de idee, de aceea consider că mai bine îți alegi din indicele BET companii pe care le înțelegi, companii pe care să le achiziționezi și la care să nu te mai uiți mult timp, da, conform tezei tale de investiții. Că poți să și vinzi dacă cumva se întâmplă ceva la nivel de fundament, dar important este să le cumperi, să le adaugi și să le lași liniștite. Companii pe care le înțelegi, poate că tu înțelegi mai bine Purcari, sau poate că tu înțelegi One United Properties sau Electrica, companii care au o pondere mică în BET, alocă mai mult în acele companii. Dacă tu le înțelegi bine și vezi viitor în ele, nu trebuie să ai replică la indicele BET. E o mare eroare mentală. Mulți îți recomandă, investește în indicele BET. Poate că tu nu consideri că Banca Transilvania sau BRD o să fie foarte profitabile sau o să mai plătească dividende. Am văzut BRD nu mai plătește dividende anul acesta din ultimul profit. Și atunci se pot schimba lucrurile. Deci nu trebuie să investești 100% în indicele BET. Dar dacă vrei să faci o replică la indice, poți să faci strategia pe care am prezentat-o mai devreme și să investești din bani banii tăi cât vrei să investești în funcție de ponderi, atât deodată cât și periodic. M-aș uita mai mult la companii pe care le înțeleg din nou, care au mout, cum zice Warren Buffett, adică avantaj competitiv, companii care în următorii 5-6 ani poate să crească reprezentativ și aș aloca capitalul mai degrabă în ele. Acum, 2023 și ți-am pregătit un videoclip special pentru asta, nu e cel mai bun an pentru investiții la bursă, dar asta nu înseamnă să nu investești deloc, ci din contră. Investește, dar nu accelerat. Da, ține și bani deoparte și așteaptă oportunități pentru că e posibil să mai vedem corecții destul de mari în piața de capital și ar fi bine să fim dependenți de informații, să fim tot timpul la zi cu tot ce se întâmplă și să pregătesc pe acest canal foarte multe videoclipuri. Te invit să le vizionezi și să rămânem aproape. Dar înainte să finalizez, vrei să investești într-un ETF? O să investești într-un ETF cu reflexie la indicele BET. Comisioane puțin mai mari și acolo și trebuie să-i calcul acel expense ratio, management fees. Sunt comisioane pentru gestionarea activelor în fond. Ar fi bine să te uiți pe website-ul furnizorului de ETF și să vezi ce comisioane sunt, să-ți faci niște calcule, să vezi dacă e rentabil. Sunt și beneficii la ETF-uri pentru că în momentul în care se vând și se cumpără acțiuni, să spunem că s-a vândut la un profit, nu plătești taxe tu. Și atunci poate să fie un lucru benefic pentru că la rebalansări, în momentul în care îți faci tu o replică la bet și vezi că una s-a apreciat cu 20% și una s-a depreciat cu 5% și vrei să vinzi din aceea care s-a apreciat, să cumperi din aceea care a scăzut, atunci trebuie să plătești impozii pe profitul pe care l-ai realizat în acțiunea pe care ai vândut-o la un profit. Și atunci în ETF lucrurile stau diferit, dar sunt și dezavantaje. Așa că ar fi bine să iei o decizie. Investești direct în indicele BET, investești într-un ETF care reflectă indicele BET, iei doar cele 9 companii sau faci replică la tot indicele. Poate să fie comisioane cam mari pentru 50-60 de dolari la 5.000 în companii foarte mici. Consider că este relevant sau investești în alte acțiuni individuale din indicele BET care au ponderi mici, dar tu atribui mai mult. Lasă un comentariu și transmite și mie ce părere ai pentru că sunt foarte curios de teza ta de investiții. Haideți să discutăm. Dar până atunci să ne vedem pe partea cealaltă. molto molto mai profittabile ciao